Salut băieți, numele meu este Dan Buzărnescu și bine v-am găsit la o nouă serie de draft. Imediat după patch, intrăm tare cu un draft, fraților. Sper să câștigăm din nou draftul. Am un anunț de făcut înainte să intrăm în pâine, cum s-ar spune. 9-10 februarie ne vedem la AR Studio. Dacă vrei să-ți iei un bilet, ai link în descriere. Acolo vom juca FIFA împreună, vă voi învăța toate secretele pe care eu le știu. Vă voi învăța cele mai bune tactici, vă voi învăța cum să faci un draft pentru a-l câștiga. Te voi învăța toate secretele marketului. Te voi învăța cum să-ți bați cel mai bun prieten la FIFA. Dacă vrei să mă întâlnești și să ne vedem 9-10 februarie de la ora 12 la ora 4 la AR Studio, ai link în descriere cu cei de la AR Studio. Iei legătura cu ei și ne vedem acolo. Din păcate, am filmat draftul... direct cu OBS-ul, mă rog, detalii tehnice nu cred că asta vă interesează. Ideea e că la primul meci și în momentul în care am făcut echipa aveam muzica din FIFA pornită și mi-au copyright, deci va trebui să comentez oarecum, nu live, nu o să comentez live alegerea echipei. Vedem și formațiile foarte bun, 4-1-4-1, 4-2-3-1 wide. O formație destul de balance, acest 4-2-3-1 wide, dar nu știu ce să zic, nu cred că e cea mai bună formație, așa că voi merge cu acest 4-3-3 defend. Să vedem acum capitanul, Robin, Rodrigo, Cristiano Ronaldo, este clar aici, nimic neclar până în acest moment. Witzel, luăm pe Can, să facă direct cu Ronaldo, da, luăm pe Can. Un right winger ne-ar trebui ceva din Italia, din păcate nu prea avem ce alege, adică orice am alege e cam irelevant. Neymar, nici nu mai stăm pe gânduri, adică pe bune, Neymarito e Neymarito, nu mai ce să-i face. Mateus, Makelele, bun, dar pe cine să luăm? Hai că l-aș lua pe Mateus pentru că nu am mai jucat cu el. În schimb, Makelele l-am avut, deși mulți pro player spun că Makelele este mult mai bun decât Mateus. L-am luat în acest draft pe Mateus pentru a-l testa. Să văd și eu cum e Mateus, nu? De ce să pierde aia 5% să-l cumpăr, să-l vând? Da, uite, aici mi-a dat numai jucători buni, Kanté, Matuidi, Fernandinho. Până la urmă, aș merge cu Kanté. Aș merge cu Kanté. Să vedem, mai țin minte pe cine am ales până la urmă, dar cred că totuși pe Kanté l-am ales. Pentru că m-am gândit eu că mai împică un fundaș francez ceva și leg, da, Kanté. Hai să vedem în continuare, Carrasco, Sané, Summer, îl luăm pe Sané, deși nu l-am folosit, cred că absolut deloc. Aici, nu știam pe cine să aleg, am avut puține nume. Diego Bonanote, jucătorul ăsta l-am avut la Football Manager 2007-2008 când mă jucam eu cu un bun prieten de-al meu. Diego Bonanote, bun jucător era Bonanote. Upamecano, bun jucător, l-am avut în draft, l-am testat, foarte bun. Îl recomand, nu știu cât costă sincer, dar este absolut genial, are o forță incredibilă. Fundaș dreapta l-aș lua pe Valencia. L-aș lua pe Valencia. Mai e și Cancelo, care e foarte bun, însă nu-i dă lui Kanté. Așa că bineînțeles că merg cu Valencia. Blind, Raul. Nu știu pe cine să iau aici, sincer. Raul. Oricum e irelevant. Îl iau pe Mister, că e pe Anglia, dar îl bag pe Upamecano oricum. Zuma. Îl iau pe Zuma. E francez. Se leagă cu Upamecano. Este perfect. Să vedeți acum fundașul stânga. Să vedeți acum fundașul stânga, că eu îl știu. Eu îl știu. Cum să nu-l iei pe Marcelo? Cum să nu-l iei pe Marcelo? Adică de ce mai dați să-l cap? Să văd Alexandru, adică pe bune, Marcelo direct, frate. Și ne pică Farman, ne pică și Pickford. Pe cine ai fi ales? Pe Farman sau pe Pickford? Ne ia mai bine în chemistry Pickford. Și de-aia cred că până la urmă decizia mea finală a fost Pickford. Dacă stau bine să mă gândesc, parcă da. Pickford a fost, nu? Da. Son, Tejes. Sonaldo. Îl luăm pe Sonaldo. Cred că l-am și folosit un match pe Sonaldo. Mahrez,
Summer, îl luăm pe Mahrez și îl băgăm acolo, ne-a picat right wing-ul de Anglia de care avem nevoie. Un jucător foarte bun acest Mahrez, mai ales înainte de patch, era... Aici am avut o dilemă, Salah sau Griezmann? Salah sau Griezmann? Până la urmă a mers cu Griezmann, că totuși e Griezmann. Mata. L-am luat, dar pe bune. De ce, de ce l-aș băga pe Mata? Bun jucător acesta, bun de un zi. Bun de tot. Bun, bun, bun. Din păcate n-am putut să-l joc din minutul 1 pentru că îmi scădea foarte mult team chemistry-ul, dar... Sané, Dels... Cam irelevant. Carles Puyol, Carles Puyol. Să-l băgăm fundaș dreapta pe Puyol? Da, aici aveam o dilemă, nu știam... Sau să-l bag fundaș central în locul lui Upamecano, dar... Na, îl băgam fundaș central, scoteam pe Upamecano care a fost... Zeu, zeu a fost. Tot mă gândeam cum să fac... Ia, tu cum ai fi făcut? Ia, scrie în comentariu cum ai fi făcut în acest draft. Ne facem echipa în continuare. E irrelevant portarul. E irrelevant. Încă nu eram hotărât de primul 11. Oricum, Mandanda peste Pickford, clar. Cred că până la urmă, da, l-am băgat pe Puyol fundaș dreapta și așa am jucat. Totuși o formație bună, o echipă bună pentru draft, n-am cum să mă plâng, sincer. Tot făceam schimbări, hai, pe care din ei, pe care, mă uitam la crossing. Totuși, până la urmă, din cât țin eu minte, da, am rămas cu Puyol și aia a fost, fraților. Aia a fost. Vedem și managerul. Cred că ultimul ne ajută cel mai mult, încât îmi aduc eu aminte. Da, ultimul ne ajută cel mai mult. Și vedem, fraților, și draftul. Cel mai bun fundaș Marcelo, cel mai bun jucaș Mateus, cel mai bun atacant Ronaldo, 97 team chemistry, 88 team rating, un squad rating de 185. Dăm pe Cristi la cap, trebuie să marcăm aici. Cristi! Dar nu Cristi este cel care marchează. Nu Cristi este cel care marchează și Upamecano. Upamecano. Bun. Possession for Mateus there. Here's Puyol on the ball. Aldo, now with Emre Can, Mateus. Now the ball with Mateus. And now the shot! That's a good block. He could cross it now. Foarte bine. Aici. Emre Can. Neymar! Neymar, Vito! Aici marchează. Foarte bine s-a demarcat acolo Neymar. Și am reușit să majorez avantajul în minutul 34. Neymar marchează, duce scorul la 2-0. Restarting at 2-0. No celebrations yet. Uite Cristi, am văzut Cristi. Mai departe. Încă o dată. Și Mahrez duce scorul la 3-0 în minutul 37. Mahrez reușește să marcheze cu poarta goală. One team really on their game today. The other. Să nu-i mai arică aici cum se descurcă. Lăsează lui Cristi cu poarta goală. E cel mai simplu să marcăm. Avem 4-0 minutul 48. Să avem parte, da, avem parte de rage quit. Vedem și echipa oponentului din meciul 2 cu Diego Armando Maradona, Zanetti, Godin, Virgil, Alonso, Fabinho, Kevin De Bruyne, Griezmann. Foarte frumoasă echipă, foarte frumoasă, un 4-2-3-1 care se așează extraordinar defensiv și este greu să-l desfaci, dar hai. Bun! Hai, Sonaldo!
Bună pasa. Hai mă, hai mă, în sfârșit dăm gol. Trebuie tras așa tare la scurt, e cea mai bună modalitate de a marca. După multe, multe încercări, reușim să marcăm în sfârșit. Îmi cer scuze că a fost comentatorul în primul meci, s-au resetat și nu am observat acest lucru, îmi pare rău. Neymarito duce scorul la 2-0, minutul 37. Adversarul nostru nu prea a ieșit din propria jumătate, sincer. Dar aici ce faceți? Faceți schimbări, nu știu ce face. Aoleo, ne-a prins aici cu Griezmann. Trebuie să nu-i dăm stângul. Ar fi prima ocazia lui. Era chiar culmea, frate, la primul șut să dea chiar gol. Centrare bună și Mahrez reușește să ducă scorul la 3-0, minutul 48, băieți. Bun aici, bun aici, 4-0. 4-0, minutul 50. Tommy. Ce faci, frate? Iar faci schimbări, Tommy. Dă-i reșcuit, hai. Da, avem parte de reșcuit. Mergem în semifinale. Oh, Henri Messi Junior! Și Neymar Junior, Modric, Carvajal, Varane, numai jucători buni are, e jucători foarte buni. Long goal în minutul 1, bineînțeles că la noi nu apără portar niciodată, noi trebuie să avem 10 ocazii și când scapă ei, dau din prima și ne dau gol. A, e. Ia uite, îi dă prin mână, nu se poate. Bine mă că dăm și noi, bine mă că dăm și noi. Bună asta aici. Bine, Cristi! Bine, Cristi! Fără time finishing, fără nimic din careu, trebuie dat stânga, dreapta, tare, exact ca la FIFA 2007, pentru cine știe. Poate unii dintre voi nu erați născuți atunci. Mahrez, intri frumos aici. Frumos. Penalt! Am cerșit și eu. Cristiano, Cristiano Ronaldo, ce execuție, ce execuție Cristiano Ronaldo. Aici? Hai că n-a fost offside, hai că n-a fost offside, hai Neymarito. Neymarito, ce șut, ce șut al lui Neymarito, minutul 63, dăm reșcuitoare? Și ne îndreptăm către finală. Foul, boss, penalti. Mamă, ce penalti mi-a dat. Ce penalti mi-a dat. Mateus, avem 5-1 și suntem în finală. Suntem în finală. Vedem finala, are echipă destul de slabă, sincer. Are doi jucători, fundaș central Mustafi și Koscielny, care sunt non-rare. Da, într-adevăr, e Robertson și Puyol, De Gea în poartă, Felipe Anderson, mai are un De Bruyne care poate să-ți marcheze, dar în afară de la Totti, nu știu dacă ăsta normal este la fel de bun.
Bun. Hai încă o dată. Hai Neymarito. Așa trebuie să dai gol la nou update. Trebuie să intri cu mingea până în poartă, că n-ai nicio altă șansă. Și voi degeaba puteți să ziceți orice, zice voi, că e mai bine, că nu e mai bine. Nu e mai bine, logic. Trebuie să dai gol decât din 5-50, puii mei. Cum n-ai vrea să fie mai bine? Nu poți să dai... Eu niciodată n-am fost un jucător să intru cu mingea în careu. Nu e stilul meu de a juca. La toate fifele pe care le jucam, puteam să dau gol din afara careului. Găseam eu cum. Frumoa. Mă rămâi și la mine odată. Bună asta. Bine, Cristi. Fost driven shot ăsta. A intrat foarte bine acest driven shot. Am făcut acolo un heel-to-heel și după aceea driven shot la colțul lung și am majorat scorul la 2-0. Frumoasă fază. Auleu, aici! Da. Prima fază, primul gol. Asta e fotbal. Cum ar zice un fost antrenor care a antrenat România italian. Asta e fotbal. Asta e fotbal. Ia fii atent că mă egalează. Ia fii atent, al doua fază în două secunde mă egalează. Incredibil așa ceva. A ajuns de două ori la poartă. Doamne. Hai Neymarito. Penalti ref! Scoatem 11 metri! Scoatem 11 metri! Am reușit să facem un skill move acolo și l-am păcălit. A intrat în noi ca berbecul. Bineînțeles că ratăm. În momentele importante tot timpul ratăm penaltiurile. Noroc că... Noroc că avem noroc. Ăsta e norocul nostru, că avem noroc. Dacă e după bătutul penaltiurilor, nici goldunul n-am face. Dacă ar fi să... Deci dacă ți-ar face un weekend league penalty, 30 de meciuri, nu știu dacă aș scoate goldunul. Centrare către Cristi, care nu ratează cu capul din 5 metri. Cristiano Ronaldo este letal. Cristiano Ronaldo din 5 metri nu prea are cum să rateze, sincer. Foarte bine am centrat către Cristiano. Aici Mahrez, Ionalțelul Cristiano, era acesta din 5-50, reușește să înfigă mingea în poartă. Am crezut că pasează. Da, băieți, reușim să câștigăm draftul și după patch. Reușim să ne impunem. Am câștigat 4-0, 4-0, 5-1 și 4-3. Deci reușim să marcăm și după patch. Într-adevăr, e un stil mai care... Adică nu-mi place, pur și simplu. Mie nu-mi place așa. Chiar nu... Nu-mi place deloc. Rare players pack și gold pack. Hai să vedem ce ne pică la pack-uri. Nu e walkout, din păcate pentru noi. Nici măcar mort. 78. Pârnai. Nimic. Hai să vedem acesta. Rare players pack. Nu e walkout din nou. E board. Zeko. Bun, ăsta 85. Bun pentru rating. Bun. Jonas. Cred că ne-am scos banii, sincer. Nu? Da, băieți, cam atât a fost și în draftul de astăzi. Nu uitați să apeși butonul de like undeva la 700-800 de like-uri. Ar fi absolut extraordinar. Nu uita să-mi dai un follow pe Instagram, nu uita să-mi dai un subscribe pe YouTube și să aprinzi clopoțelul. Dacă deja nu ai făcut-o, să-ți reamintesc din nou că pe
Nu, sâmbătă și duminică 9, respectiv 10 februarie, avem un eveniment foarte interesant la AR Studio. Dacă vrei să te înscrii și vrei să te întâlnești cu mine, vom avea lecții de FIFA, draft, toate secretele marketului, cum să faci trade cel mai eficient. Multe, multe lucruri. Cum să-ți bați prietenul cel mai bun la FIFA e una dintre temele pe care le vom dezbate împreună. Care sunt cele mai bune tactici? Vei vedea chiar tu dacă vei veni la acest eveniment. Eu am fost Dan și ne vedem data viitoare. Vă pup, pa!